Haideți să mergem în Super Social, în Superliga lui Mitică și să punem biletul pentru etapa ce urmează. Imediat vă zic și meciurile. Bun, avem așa, vineri, de la ora 18, Mioveni, FC Argeș. 2. 2? Da. Cotă 2,70. De ce, domn președinte? Așa cred eu. Bun. Ați văzut că au semnat și la Tovlevici cu ei. Da. Au un fundat stâng foarte bun. Nu știu un loc cu cui joace. Poate creează competiție. Da, da. Bun. La ora 21, Chindia, Târgoviște, FCSB. Un. Cum unul, domn președinte? Adică bate Chindia? Da. Incredibil. Acum vreți să riscați cotă 4,55, vreți să faceți, să mai ridicați un bloc din pariul ăsta. Da. Dar de ce? De ce? Ce simți? Spuneți. Pentru că Chindia are aproape cel mai bun antrenor din țară. Săndoi. Săndoi, da. Ați mai spus că vă place Săndoi. Da. Păi și Edi Iordănescu nu e antrenor? Ba da, da, da. Așa. Dacă iese asta, sunteți tare de tot. Bun, mergem sâmbătă. Dinamo, UTA, 16,30. Cu Rednic pe bancă, atenție. 1. 1, cotă 5. Mamă, domn președinte, faceți un bilet. Da, fac un bilet, nene. De ce? Credeți în Rednic? Cred în Rednic. Dar ce poate să schimbe atât de repede? Nene, omul sfințește locul. Eu așa știu. Așa. Și Rednic care e da. Cu sfințitul? Da, și e și simpatia mea și prietenul meu. Și, da, sunteți prieteni? Da, sigur. Vă înțelegeți bine? Da, da, da. E un băiat excepțional. Adevărul e că, mă gândeam așa, este genul, parcă are stofa aia de antrenor de echipă mare. La nivelul nostru în România. Are și prestanță, e și carismatic. La mine cine e om serios, mă, nene? Un om care vorbești cu el o vorbă și se ține de cuvânt ăla e un om serios. Păi că Rednic nu prea e așa. Vai de mine. Așa vorbesc cu păi, bine. Păi nici Hagi Strâmbu. Ai Strâmbu de altceva, că bagă strâmbe. Păi da. Una e una și alta e alta. Deci cuvântul dat e una, strâmba e alta. Bineînțeles. Păi, asta e, face parte din asta diplomație. Să bagi strâmbe, să bagi asta, să face parte din diplomație. Să știți că și Borcea l-a lăudat pentru chestia asta. A zis că îmbărliga jucătorii și potența. Da, sigur. Bun, mergem mai departe, domn președinte. Sepsi, Rapid București, sâmbătă de la 19:30. La Sepsi. 2. 2. Mamă, mergeți pe Rapid în continuu. Da. Aveți cotă 4,20. La fel pentru că e nepotul acolo sau de data asta credeți că se revitalizează Rapidul? Nu, faptul că l-au schimbat pe Grozavu, și că deja care au era un antrenor care mie îmi plăcea, așa. Dur și serios, da. Nu știu cine... Dar vedeți că l-a sunat Rapidul. La sunat Rapidul pe Leo Grozavu, n-a negat nici el, a spus, domne, într-adevăr, au fost niște discuții, nu vreau să detaliez, ar fi bun Leo pentru Rapid, ce părere aveți? Părerea mea că dacă Rapidul schimbă pe Iosif, fac una dintre cele mai mari greșeli ale campionatului. Da, dar uitați că nu-și mai revine Rapidul. Nu, nu se știe. Ce? Rapidul e în prima jumătate, cine credea că Rapidul va fi în prima jumătate? Și asta e adevărat, aveți dreptate. Dar vă întreb altceva, dacă ar fi o variantă, de exemplu, să vină, nu știu, Leo Grozavu, că de el vorbim, cu licență pro și să fie în continuare și Iosif, să fie cum erau Cârțu și Săndoi la Craiova, n-ar putea fi un câștig? Ba da. Ba da, dar trebuie să accepte și Iosif. Păi eu cred că ar accepta. Dar vă întreb altceva. E pe calapodul Rapidului Leo? El e un tip foarte vertical, așa, foarte serios. La Rapid trebuie să fii și un pic, nu știu, carismatic, să știi să faci și o ironie. Nu știu, nu cunosc simpatia galeriei vis-a-vis de Leo. El e unul dintre marii dinamoviști. A jucat acolo cât 6 ani, 7 ani la Dinamo. Și a și spus mereu că e dinamovist. Da. Dar deci, e un antrenor bun, să știți. Spuneți că e un antrenor bun, dar e cam greuț pentru el totuși la Rapid. Eu vă spun, ferească Dumnezeu să-l schimbe Rapidul pe Iosif și să o ia rău în jos, îi aleargă pe calea ferată ca pe vremuri galeria. Bun, haideți să mergem mai departe. Deci cotă 4,20 la victoria Rapidului. Bun, și mergem duminică. Avem așa la ora 16 Voluntari Farul, domn președinte. 2. 2 solist, cotă 2,20. Aveți încredere în Hagi? Da, nu, așa vreau și să faceți un bilet bombă. Vreau să fac un bilet de... De n-a făcut nimeni niciodată. De nu știu câte milioane sau miliarde. Bun, deci gata, se termină pasa bună al Voluntari cu meciul ăsta? Nu, s-ar putea chiar să câștige ca o echipă bună. Dar... Deși aici spuneți că poate fi 1 sau 2. Da, da, da. Bun, deci 2, răspuns final, cotă 2,20. De la ora 18, duminică, CFR Gaz Metan. 1. 1, cotă normală, 1,40. Și
Duminică seara de la ora 21, derbiul Craiovelor, Craiova 48 al lui Mititelu cu Universitatea Craiova lui Rotaru. X. X? Interesant. X, cotă 3,25. De ce credeți asta? Așa cred eu. Ați spus și de Mutu că pariați pe el, că simțiți ceva la meciul ăsta. Așa. Și vreau să vă întreb. 1. Vine CSU după un rezultat foarte bun cu Dinamo. 2. Credeți că se va închide Mutu foarte mult să se mulțumească și cu Negal? Ce părere aveți? La cum îl știți? Dacă e băiat deștept, așa trebuie să joace. El, deși a fost un mare atacant, pare destul de echilibrat ca antrenor. Nu prea se hazardează în atac. Păi băi frate, echilibrat ești atunci când nu iei goluri multe. Dacă ești să le dai gol... Adică el preferă, deși a fost 3-4 atacant, preferă să stea mai... Păi bineînțeles, te pui pe două rânduri și dacă scapi vreodată, bine, dacă nu... N-ai pierdut. N-ai pierdut. Bun. Mergem și luni, ultimul meci al etapei de la 20:30, Academica Clinceni al lui Ionuț Chirilă cu Botoșanul lui Croitoru, alt preferat al dumneavoastră. X. X? Asta înseamnă o cotă de 3,40. Și acum să vedem tot biletul. Punem tot așa 100 cum 100 de lei. Bun. Dacă, nu exagerăm că să nu... Dacă este asta... Dacă astea, rezultatele astea, dăm lovitura. Bun, haideți să repetăm biletul și avem așa. Mioveni FC Argeș 2 cu cotă 2,70. Chindia FCSB 1 ați luat cu cotă 4,55. Dinamo UTA 1 cu cotă 5. Sepsi Rapid 2 cu cotă 4,20. Voluntar Faru cotă 2. Pardon, 2 Solist cu cotă 2,20 și CFR Gaz Metan a luat 1 cotă 1,40. Astea sunt așa și Clinceni Botoșani a luat X cotă 3,40 cu 100 de lei. Ia să vedem ce câștigă. 2 miliarde aproape. Așa, total cotă 8780 și miza de 100 de lei vă duce undeva la 500 de mii de lei câștig potențial. Nu e rău. Păi da. Ce faceți cu banii, domn președinte, dacă câștigați? Vi dau vouă. Noi nu putem să primim că suntem jurnaliști, nu putem să acceptăm. Bun, dacă vreți să repetați biletul făcut de Nea Mitică, intrați în Super Social, în Superliga lui Mitică, găsiți acolo, puteți să repetați pariu. După cum bine ați văzut, Dumitru Dragomir crește de la emisiune la emisiune, nimerește tot mai bine pronosticurile. Probabil că într-o emisiune, două, vom ajunge să dea 100% și va fi căutat de bine, asta toate. E o etapă infernală. E, într-adevăr, toate meciurile sunt grele.